Până la urmă a fost foarte bine. Am fost puțin sceptic că el ne-a spus încă de la prima întrevedere că își dorește un fel de microfamilie să rămânem după filmul ăsta. Am considerat că a făcut o imprudență și că s-a riscat dorindu-și așa ceva și mai ales declarându-ne. Dar până la urmă chiar așa a fost. Eu sunt actor de teatru și am tot încercat să exist în mediul meu și niciodată n-am reușit să am, până la urmă, până la capăt, o colaborare pe toate planurile, cu echipele în care am fost și aveam un gust amar. Și încă pe film munca este alta și mult mai crâncenă decât este în teatru, am zis că e o naivitate să-și dorească așa ceva să, și încă o dată să o declare. Dar până la urmă nu, chiar așa a fost. Și domnul Titieni chiar ne-a spus la final că își dorește ca mulți care văd filmul să înțeleagă că de data asta a fost un mic miracol, că am rămas toți atât de buni prieteni. Din partea lui m-am bucurat de maximă larghețe, să spun așa. Chestia cu Lada cu căratul lăzii, mi-am găsit-o. El n-a avut nimic împotrivă. Trebuia să fi jucat alt rol în film, dădusem probă pentru altceva. Și conjunctura a făcut să ajung aici. A fost puțin ingrat, pentru că nu aveam vorbe atât de multe și mi-a părut rău.